dată femeii. Și Igor Todorov. În jurul ideii respectului pentru femeie, pentru tot ceea ce înseamnă, de fapt, valoarea feminității, pentru tot ceea ce aduce femeia umanității. Femeia care se luptă cu sistemul, femeia care se luptă cu mentalități, cu vedeți, femeia care își atinge lucrurile cu demnitate și care merită recunoștință. Femeie, primăvara începe. În această zi minunată, ești un lucru. Și fiecare acesta vă fi. Privire și mă rog, plăcire și iubire, cultură sufletească de la cei dragi. Iar aici ne aducem aminte de frumoasele versuri ale lui Dumitru Matescu, dedicate femeii. Mai regină decât toarea, mai adâncă decât marea, mai înaltă ca destin, mai amară ca perigul, doar femeia aproape. Mai aproape decât fiul, mai ușoară ca izbunul, mai bătrit ca primăvară și mai dulce ca ziua, doar femeia poate fi. Domnilor și domnilor, salutăm prezența la acest eveniment inovativ, care este marcat prin simbolul mărțișorului, dar și prin Sărbătoarea Internațională a Femeii 8 Martie, a reprezentanților misiunii diplomatice. Revenim la scenă de ambasadorul Republicii Moldova, Republica Italiană, Excelența sa, Aurel Crăieșu. Bună ziua tuturor! Sunt foarte bucuros să merg aici, atât de numeroși, chiar mai numeroși decât ne așteptam, cu prilejul acestor sărbători frumoase, tradiționalul al Mărțișor și Ziua Internațională a Femeii. Potrivit legendei, în fiecare primăvară, Mărțișorul vine să alunge spiritele de vreme și să umple sufletele oamenilor de bucurie și speranță. Și în aceste zile de vopușoare, Mărțișorul ne readuce optimismul, credința în mai bine. Pentru noi, moldovenii, Mărțișorul este și un prilej ca să ne adunăm împreună și să ne amintim de frumoasele noastre tradiții care fac parte din tezaurul culturii naționale. Pentru noi acest lucru este deosebit de important aici, departe de patrie. Cu părere de rău, trebuie să constatăm că astăzi mulți dintre copiii moldovenilor, naționalilor noștri, nu cunosc limba maternă, nu cunosc tradițiile, istoria neamului nostru. Și acest fapt nu poate să ne lase indiferenți. De aceea, Ambasada Republicii Moldova, de rând cu evenimentele culturale pe care le-a organizat și va continua să le organizeze, în cadrul activităților de promovare a culturii naționale, de susținerea diasporei, a ieșit cu inițiativa de a crea o școală duminicală unde copiii moldovenilor vor putea să studieze limba maternă, să învețe istoria și tradițiile țării noastre. Sper că această inițiativă va fi susținută. Vorbim despre evenimentul de astăzi, cultural, vreau să aduc sincere mulțumiri acestor minunați artiști, acestor ambasadori ai culturii noastre naționale, care au venit să ne bucure cu talentul și creația lor, care ne vor face să ne simțim ca acasă, Zinaida Julia, Vitalie Dani și ansamblul Hora Moldovei. Și în ultimul rând, vreau să mulțumesc
acestui eveniment, Asociația Anime, președinte Marina Negară. Vorrei anche salutare i nostri ospiti e amici italiani. Benvenuto al nostro, alla nostra festa tradizionale Marzicor Marzolino. Cine miele, vreau să vă urez să aveți o primăvară minunată, așa cum este ziua de astăzi. Fie că această primăvară să vă aducă împlinire, noroc, sănătate și astăzi vă doresc să vă simțiți ca acasă. Vă mulțumesc! O seară bună pentru toate! Mulțumim pentru aceste cuvinte frumoase. Vă rog încă o dată aplauze pentru noi. Primăvară, când renașterea naturii se geamă în firesc, cu foarte cu sublima o feminității, avem o deosebită admirație și profund respect pentru organizatorul acestui eveniment, Asociația Națională Emigranților Moldoveni în Italia, cu Marina Negară. Vă mulțumim că ne-ați oferit posibilitatea să sărbătorim tradițiile și obiceiurile din Republica Moldova. Vă mulțumim că promovați cultura moldovenească. Republica Italiană, adică bucurie oamenilor, așteptată această zi să se înveselească, să se secundă împreună cu noi, pentru a ne aduce o veticică de milioanele noastre și să se simtă ca acasă. Mulțumim! Așadar, doamnelor și domnilor, doamna Marina Negară. Dar, desigur, pentru a organiza tot evenimentul acesta am avut nevoie și de un ajutor. Și aș vrea să menționez și să-i dau cuvânt domnului Ghenate Ghirciu, vicepreședintele de la Banca Unibank din Moldova și l-aș vrea să se urce aici cu mine pe scenă, că ne-a dat suportul, văzut că el se grăbește și după aia noi continuăm spectacolul, da? La 10 ani, a fi tot foarte bine pus la punct și nu vreau să mai trebuie să mă stau în picioare, iar noi ne vom stori să fim alături de voi. Noi vă felicităm pe toți cei care sunteți aici. Vreau să vă spunem că știm că suntem alături de lucrul dumneavoastră aici. Încercăm să fim o legătură între dumneavoastră și cei de acasă, în felul în care putem. Dar suntem convinși că atunci când veți reveni, vom putea să facem împreună ca țara, Republica Moldova, să prospere și să construim Europa la noi acasă. Noi vă dorim succes mare aici. Suntem convinși că toți cei care sunteți aici, dacă nu dumneavoastră copiii, dumneavoastră vor reveni acasă pentru a fi cetățenii Republicii Moldova. La mulți ani, succes mare și bine ai venit!
film de liber. Cele mai frumoase lume flăși, vreau de-a fi camera pentru mine. Vreau de-a fi jurământ pentru mine. Vreau de-a fi floresc pentru cei care iubesc și în care se trăiesc toată viața. Bună ziua! Mulți stimați concetățeni, bună ziua, scumpele noastre, dragile noastre, mame, bunicuțe, fii și surori, haideți să ne imaginăm că astăzi este Mărțișor și astăzi este 8 martie. Rata fi flamelor, ai cuvântare. Rândă fiind jurământ pentru mare. Rândă fiind iubăreț pentru cei care iubesc și în dragoste trăiesc toată viața. Rândă fiind flor de dor pentru dor. Rândă fiind jurământ pentru mare. Și dacă ziceam că astăzi este 8 martie, aici, la Roma, aici, între cei mai frumoși oameni care ați venit aici să faceți viitorul țărișoarei noastre și pentru aceasta ne închinăm până la pământ. Aplauză pentru cele mai frumoase fete de aici din Roma și... Eu vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați venit, dragii mei. Să știți că organizatorii noștri, această fată, unde este Marina? Marina Negare. Unde se vreau să aplaudați că numai ea știe cum a organizat acest spectacol împreună cu prietenii de la ambasadă, împreună cu excelența sa, cu toți prietenii de aici din Italia. Și eu acum am înțeles că Marina a fost campesinistă. Nu s-a așteptat că atât de uniți vor fi moldovenii. Iar noi am arătat că știm să fim uniți. Așa este! Spunând aceasta, vreau să-mi cer și scuze, fiindcă văd că stă multă lume în picioare. Și vreau să rog cei de acolo, dar puteți să deschideți puțin ușa, așa să fie, să vină aer. Doar nu de tot, doar puțin, ca să fie doar... Doar puțin, puțin, așa. Bună ziua, dragile mele! Vreau să rog, stați puțin, vreau să rog bărbații să nu se supere. Eu asta am să cânt doar pentru femei, doar pentru fete. Ne-am înțeles? Și mă mai bucur că bărbații stare puțin, înseamnă. Ziceam că dumneavoastră sunteți cei care ați venit aici, în Italia, și poate multe, multe alte țări, nu pentru binele dumneavoastră, ci în final pentru binele
țărișoarele noastre și prin muncă de fiecare zi demonstrați că moldovenii sunt cei mai harnici, cei mai cinstiți, cei mai onești și cei mai tari din lume! Thank you.
să dormim una lungă doare. Pentru tine, luna de cer, doar pentru tine, valul e fel. Pentru dar, bărbaților, atențiune, memorizați refrenul. Costul Cătălă. Deci refrenul este cam așa. Prăsit o melodie care am compus-o pentru părinții mei. De fapt, eu toate, majoritatea melodiilor le cânt melodii compuse de mine. Bune, rele, cum sunt, dar eu cânt într-adevăr ceea ce simt. Vă mulțumesc, oricum n-am spus-o ca să mă aplaudați, am spus că cânt ceea ce vreau și ceea ce simt. Am compus o melodie pentru mămica mea și tăticul meu, care sunt de la nordul Moldovei. Mama e de la Ochnița, taică mea de la Drochia, soție de la Orhiei. Acum, sunt și de la nord și din centru, de peste tot. Sunteți, așa? Cu voi vorbesc mai încolo. Părinții sunt în viață, noi suntem copii. Dacă vă sunt părinții alături, vreau să-i bucurați cu faptele dumneavoastră. Iar dacă sunt acolo, în dreapta Domnului, să vă gândiți la ei când gândi. Îmi aduc aminte, mama, când în brațe mă strânge. Mâna ei ca o năframă, creștetul îmi mângâia. Și-mi spunea să fii viață, înțelept și omenos. Să-ți iubești copiii casă, să-l fii lumii de folos. Graiul mamei cel duios. Cât părinții sunt în viață, noi suntem copii. Ne-ntoarcem iar acasă, sfinte bucurii. Cât părinții sunt pe lume, noi copii suntem. Mai oprește, Doamne, timpul, tine să-i vedem. Doamne, mai întoarce roata, tine să-i vedem. Îmi aduc aminte, tata, când pe umeri mă purta. Îmi părea că lumea toată încape în ograda mea. Mă grăbeam să cresc mai mare, să-i fiu tatei de ajutor. Să-i fiu mamei aninară, anii au trecut în zbor. Astăzi sunt în locul lor. Noi suntem copii. Ne-ntoarcem iar acasă, sfinte bucurii. Cât părinții sunt pe lume, noi copii suntem. Mai oprește, Doamne, timpul, tine să-i vedem. Doamne, mai oprește timpul, tine să-i vedem. Îmi aduc aminte, mama, când în brațe mă strângea. Mâna ei, ca o neframă, crește de lângă ea. Și-mi spunea să fii în viață înțelept și omenos. Să-ți iubești copiii, casă, să fii lumii de folos. Graiul mamei cel duios. Noi suntem copii. Ne-ntoarcem iar acasă, sfinte bucurii. Cât părinții sunt pe lume, noi copii suntem. Mai oprește, Doamne, timpul, tine să-i vedem. Doamne, mai oprește timpul, tine să-i vedem. Cât părinții mai sunt vii, noi suntem copii. Să trăiască toți părinții lumii și ai noi.
Bine, dragii mei, o istorie despre un flăcău din Moldova care a venit aici în Italia. Da, și s-a îndrăgostit de o frumoasă italiancă. Fiindcă era la fel de frumoasă cum sunteți dumneavoastră, scumpele mele, s-a îndrăgostit și a vrut să se apropie și să-i spună că s-a îndrăgostit, că vrea să o ia de nevastă, vrea să joace nuntă aici în Italia, vrea să joace nuntă în Moldova, vrea să țină gospodărie, vrea să nască 7 copii, ei, și multe, multe altele. Dar problema lui era că el știa doar 3 cuvinte. El credea că-i de ajuns. Ciao, bambina, seniorina. Ei, și uite, da, uite, până flăcăul nostru se pregătea așa moral să cucerească italianca, fata nu l-a mai așteptat. A plecat. Și uite, el, rătăcit, pornește în căutarea fetei, iar eu nu mai zic nimic, fiindcă am să vă cânt, de fapt, o să cântăm împreună. Ne-am înțeles? Ciao, bambina, seniorina. Bărbații aplaudă, fetele să cânte și cei de acolo să danseze. Într-o seară pe o alee din Italia, o frumoasă domnișoară dulce îmi zâmbea. Ochii ei atunci ca marea m-au ademenit, inima-mi bătea mai tare și vroiam să-i cânt. Inima-mi bătea mai tare și vroiam să-i cânt. Ciao, bambina, seniorina, dulci sunt ochii tăi. Ciao, bambina, seniorina, vraja dragoste, trei cuvinte în italiană, iar și iar o stesco, seniorina. Eu ti amo, te iubesc și... Doar o șoaptă de iubire și mai mult nu-s cer. Doar cu tine fericire nu e un mister. Vreau să fie a vieții mele luminoase stea. Când o rată dispăruse, italianca mea, ei mulțimea s-a pierduse, italianca mea. Ciao, bambina, seniorina. Deci ați înțeles, da? Fata a plecat. Fetelor, memorii se prefere, nu? Ciao, bambina, seniorina, iar și iar o stesc, seniorina, eu ti amo, te iubesc și... Ei, și uite că într-o seară s-au întâlnit. Într-o seară m-a așteptat-o, într-o seară m-a întâlnit-o și ce pui să cânt. Dar deodată italianca m-a privit zâmbind și-mi răspunde în română, moldovean că sunt. Și-mi răspunde în română, eu din Moldova sunt. Ciao, bambina, seniorina, dulci sunt ochii tăi. Ciao, bambina, seniorina, vraja dragostei, trei parole italiane, iar și iar stai, seniorina, eu ti amo, te iubesc. Și... Super, și acum, deci bărbații aplaudă, fetelor, cântăm, trei cuvinte. Atențiune! Dulci sunt ochii tăi. Ciao, bambina. Ciao, bambina. Trei cuvinte italiane, iar și iar o stesc, seniorina, eu ti amo, te iubesc. Ciao, bambina, seniorina, dulci sunt ochii tăi. Ciao, bambina, seniorina, vraja dragostei, trei cuvinte italiane. Dar spuneți, s-a întâmplat, la cine s-a întâmplat așa ceva? Ridicați mânuța. Da? Seniorina, eu te am. Vă iubesc mult, mult din suflet. Și... Sunteți pur și simplu fantastici. Trebuie să vă spun acum din start. Yo, 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 yo,
Bine, și nu pot să nu cânt pentru toate fetele din sală, deci tot tineretul. Și sună melodia așa, tu ești cea mai cea. Oricât de mult aș vrea să fii aproape, în ochii tăi ca prui să privesc. Ești ca-n vis ce văd noapte de noapte, dragostea mea să-ți vrea să-ți urmezi. Ești cea mai cea din verlor și ești cea mai stea din stele. Tu ești dorul dorurilor și ești taina viselor mele. Tu ești cea mai cea din verlor și ești cea mai stea din stele. O culoare în mine culor, ești mireasa viselor mele. Eu te aștept să vii. Da, da, da. Și această melodie e compusă de mine. Mă gândeam pur și simplu, cum poate un bărbat, prin câteva cuvinte, să spună tot ce simte, tot ce gândește. Și am zis că poate e de ajuns să spună, tu ești cea mai cea. Ce spun fetele? E de ajuns? Nu, e de ajuns dacă mai des, am înțeles. Haide, bărbaților! Trebuie să vă spun ceva. Aceasta este o melodie magică. Cine este îndrăgostită, vă rog să închideți ochii și să vă gândiți la ceva. Dar să fie un gând cel mai frumos, cel mai dulce, cel mai cel. Toată lumea în această sală. Ascult, doamna Zineda Julia a dat o idee foarte frumoasă să mai repetăm acest spectacol, poate într-o sală mai mare. Și atunci când o să veniți și dumneavoastră și o să îmi spuneți, s-a îndeplinit sau nu visul? Ne-am înțeles? Trebuie să vă zic ceva acum. Eu sunt... Ați văzut că am zis, bărbații nu pot nici să cânte fără soție, așa? Eu cred că sunt unicul bărbat din lume care recunoaște oficial. De fapt, toți bărbații e aceeași situație, dar eu sunt unicul care trebuie să recunosc și spun cu inima deschisă că eu sunt bărbatul care cântă așa cum îmi pune muzica soția. Ea este alături de mine, este și vă rog foarte mult să aplaudați Silvia, ea este orheianca. Silvia, ridic, Silvia, fă din mână așa puțin, este.
Și dacă vedeți că mă uit încolo, să nu credeți că ceva nu înțeleg. Mă uit la soție, mă uit ce am să cânt. Și vreau acum, Silvia, dacă se poate, vreau să cânt cu toată sala. Cântăm o melodie care o știți și o iubiți și acum o să cântăm absolut, dar o să cântăm și în italiană, fiindcă sensul nu se schimbă. Melancolie și... Să știți că nu plec de aici, rămân aici între dumneavoastră. Ei, ce fel de sărbătoare, de moldoveni, să nu cântăm și așa-mi vine câteodată. Dar astăzi nu o să cântăm, o să cântăm doar cântece de veselie, cântece de voie bună, fiindcă tot ce e rău rămâne undeva acolo departe. Noi am venit să vă aducem câteva melodii frumoase, am venit să vă aducem câteva zâmbete și trebuie acum de aici, din scenă, să anunț o altă, o mare artistă, dacă îmi permiteți, dacă îmi permiteți. Vă mulțumesc mult! Ați văzut cum doamna
Ardica și Vătoliu, vă mulțumesc foarte și foarte. Mersi și pentru floricele. Da, vă mulțumesc. Trăiască moldovenii! Este!